Dinamica apelor oceanice. Curenții oceanici. Resursă educațională deschisă pentru clasa a 5-a. Curenții oceanici sunt mișcări ample ale apei oceanice pe anumite direcții și pe distanțe mari. Cauzele formării curenților oceanici sunt vânturile permanente și periodice. Diferența de salinitate, densitate și temperatura a apelor oceanice sau marine și diferența de adâncime a fundului mărilor sau al oceanelor. Direcția și viteza de deplasare a curenților de suprafață este determinată de mișcarea de rotație a Pământului, de adâncimea fundului oceanic și de configurația țărmurilor. După cum observați, curenții se deplasează în sensul acelor de ceasornic în emisfera nordică și în sens invers acelor de ceasornic în emisfera sudică. La contactul cu masele continentale, curenții oceanici se împart în două sau mai multe ramuri, își modifică direcția și tind să revină în punctul de plecare, formând sisteme inelare. Există mai multe tipuri de curenți oceanici, clasificați după următoarele criterii. După modul de formare, există curenți de derivă, sunt acei curenți formați de vânturile permanente sau de musoni, și curenți de compensație, formați datorită densităților diferite ale maselor de apă dintre două bazine marine. Analizați cu atenție harta curenților oceanici și răspundeți la următoarele cerințe. Cum se numește oceanul în care curenții sunt generați de musoni? Dați exemple de curenți oceanici produși de musoni. În dreptul strâmtorii Bosfor circulă un curent dinspre Marea Neagră spre Marea Mediterană care transportă apă cu densitate și salinitate mai redusă. Iar dinspre Marea Mediterană spre Marea Neagră circulă un alt curent care transportă apă cu densitate și salinitate mai ridicată. După temperatura apei, sunt curenți calzi care se formează în regiunile calde, sunt notați cu săgeți roșii pe hartă. Curenții reci se formează în regiunile polare sau vin din adâncurile oceanice. Aceștia sunt notați cu săgeți albastre pe hartă. Identificați pe harta curenților oceanici doi curenți calzi din emisfera sudică și doi curenți reci din emisfera nordică. După poziție există curenți de suprafață provocați de vânt și curenți de adâncime provocați de densitatea și temperatura diferită a apelor. După forma și direcția pe care o au, curenții oceanici pot fi orizontali, de suprafață sau de adâncime, și curenți verticali, descendenți sau ascendenți. Care este importanța curenților oceanici?